Echipa de volei masculin a liceului Alexandru Papiu Ilarian a înregistrat o primă victorie în cadrul turneului final de cadeți care se desfășoară în zilele acestea la Dej. Prima zi a turneului final de la Sala Sporturilor din Dej a avut programate 3 partide. Dacă în prima, CFR București a învins în 5 seturi pe CNMV Ploiești, scor 3-2, iar în a doua, CSS Zalău a făcut 3-0 cu CSS Bacău, în ultimul meci al zilei, Lapi Dej a învins categoric cu 3-0 pe CNNT Craiova, scorul pe seturi fiind 25-12, 25-23 și 25-23. După această victorie, echipa de Jeană se află pe locul al doilea al clasamentului intermediar, fiind la egalitate de puncte cu CSS Zalău, ocupanta primei poziții, cele două echipe fiind despărțite de punctaveraj. Mâine, de la ora 18, Lapi Dej va întâlni pe CFR București, celelalte meciuri ale zilei fiind CSS Zalău, CNT Craiova și CSS Bacău, CNMV Ploiești, care se vor disputa de la ora 14, respectiv 16.